Muzeul Național al Banatului ne provoacă din nou la concurs. Se celebrează dragostea și se caută fotografii cu cei mai frumoși îndrăgostiți. Mecanismul este unul simplu. Căutăm în cufărul cu amintiri o fotografie vintage realizată înainte de anii 90, care să simbolizeze îndrăgostiții și o trimitem pe e-mailul concursmnab@gmail.com. Acest concurs, pe care noi l-am denumit Îndrăgostiți de amintiri, care se află la ediția a doua, constă în implicarea urmăritorilor noștri și a vizitatorilor Muzeului Național al Banatului în organizarea unei expoziții de profil, organizarea unei expoziții despre iubire, pentru că ne aflăm în luna iubirii. Astfel că i-am provocat să ne trimită pe adresa de mail mai multe fotografii, să deschidă cufărul cu amintiri, așa cum am spus noi, să aleagă o fotografie îndrăgostită cu ghilimelele de rigoare, pe care ei consideră că și-ar dori o să participe în această competiție. Poate fi o poză la poză, poate fi scanată, nu avem condiționări de acest tip. Ea doar trebuie trimisă la concursmnab@gmail.com. Trebuie să fie, să zicem, o fotografie vintage, o fotografie care să nu fie mai nouă de anii 90. Deci înainte de anii 90 trebuie să fie ea făcută. Aceste fotografii care vor participa la concurs trebuie trimise până în data de 23 februarie, ora 12. Toate fotografiile pe care Muzeul Național al Banatului le va primi pe adresa de e-mail vor fi supuse tot votului publicului. Practic, ele vor fi postate pe pagina de Facebook a muzeului, pe pagina de Instagram. Deci tot urmăritorii noștri vor avea ultimul cuvânt. Ei vor decide care sunt cele mai frumoase fotografii. Ei vor decide care vor fi fotografiile care la final vor fi și expuse, pentru că vom face și o expoziție din câștigătoarele noastre. Expoziția va avea loc cel mai probabil la sfârșitul lunii martie. Aici încă dezbatem cu colegii mei din colegele mele din muzeu, dar cu siguranță vom anunța data exactă, astfel încât toată lumea să poată veni să le vadă. Pe lângă faptul că vor fi expuse, adică cei care le vor trimite își vor putea vedea fotografiile într-o expoziție la Muzeul Național al Banatului, nu oriunde, ele vor fi și premiate. Avem 3 premii și 5 mențiuni. Vor fi premii totale în valoare de 2500 de lei. Nu vor fi premii în bani, vor fi premii în obiecte. Locul întâi va primi o sculptură a unui artist local, locul al doilea un tablou, de asemenea făcut, realizat de un artist local, iar locul al treilea va primi drept cadou cărți de la Muzeul Național al Banatului. Mențiunile vor primi de asemenea pachete promoționale din partea Muzeului Național al Banatului, agende, calendare, pixuri. Concursul nu se află la prima ediție, iar în urma feedback-ului pozitiv primit atunci, organizatorii se așteaptă la cât mai multe fotografii înscrise în acest an. Prima ediție, așa cum este prima ediție pentru orice competiție, a fost scârțită așa un pic. Am avut totuși zeci de participanți, am avut zeci de fotografii care au fost trimise pe adresa noastră, dar suntem la a doua ediție acum, tocmai pentru că feedback-ul a fost unul extrem de pozitiv. Oamenii au interacționat, am avut la fotografia câștigătoare peste 300 de aprecieri pe pagina de socializare, așa că am decis că a doua ediție merită organizată și cu siguranță va avea un succes și mai mare.